Focșani înseamnă acasă pentru foarte mulți dintre noi. Ne-am născut sau poate am ajuns să trăim aici dintr-o întâmplare. Focșanul ne-a adoptat în cel mai părintesc mod. În timp, orașul nostru s-a schimbat, iar în ultimii ani pare tot mai frumos. Ar trebui să ne oprim măcar o zi sau doar câteva ore din toată graba noastră pentru a ne cunoaște mai bine orașul. Nu, în jurul nostru nu sunt doar clădiri. Aceste construcții sunt vii. Ne vorbesc despre cine suntem, despre sacrificiul înaintașilor noștri. Aceste străzi au purtat pe ele pașii bunicilor și străbunicilor sau ale unor personalități marcante pentru istorie. În cadrul zilelor municipiului, care se desfășoară în fiecare an la începutul lunii iulie, printre activitățile organizate de municipalitate pentru a marca acest moment de sărbătoare, s-a desfășurat un tur ghidat pe la principalele atracții turistice din oraș. Întâlnirea a fost la Centrul de Promovare Turistică din Grădina Publică. Florin Țima, ghidul nostru, lucrează în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi. Este pasionat de istorie și după ce a găsit jurnalul bunicului său pe care îl păstrează mai ceva ca pe o carte sfântă, a decis să aprofundeze această pasiune. Și iată că astăzi împarte din cunoștințele sale și celorlalți. Thank you.
am plecat din grădina publică către primul obiectiv, Borna de Hotar, despre care aflăm că nu a fost mereu în acest loc. În fața primăriei un nou popas. Clădirea nu a arătat întotdeauna așa. Martore sunt fotografiile cu focșanul vechi. Se spune că nu ești din Focșan dacă nu ți-ai dat măcar o întâlnire la Morcov. Vorbim despre obeliscul din Piața Unirii, care este inima acestui oraș. În fața Ateneului din Focșani, ghidul Florin Sima ne-a vorbit despre biserica din Piața Unirii și despre zona centrală a orașului, care se așează pe un fost cimitir. Thank you.
Intrăm în Ateneu. Clădirea ne învăluie în răcoare și emoție. Oare câte personalități au trecut pragul? Oare câte sacrificii au fost făcute pentru ca noi astăzi să avem această bijuterie arhitecturală în oraș?
Luând cu noi povestea filantropului Pastia, intrăm în sala mare a Ateneului. În fiecare toamnă aici se desfășoară festivalul Florentin del Mar. Astăzi vedetele au fost vizitatorii, iar talentul lor a fost dorința de cunoaștere. Ne continuăm drumul către un nou obiectiv, Piațeta Balada. Acea inaugurare a bordei de cotar, când a venit primul ministru de atunci, Nicolae Iorga, când s-a dat acel banchet în clădirea vechiului tribunal, da? Se pare că a fost un eveniment foarte mare pentru focșani atunci și am găsit la Arhivele Naționale, într-o carte, o fotografie exact din sala, cred că ați fost, nu? În vechiul tribunal. Era sala aceea cu coloane, cea dreptunghiulară, da? Cea mare. Erau numai sus, toți pereții erau cu ghirlande, frumos, cu prat, cu flori, iar pe mijloc erau puse mese. Și reprezentanți din tot regatul României, da? Deci venind de sus, din Bucovina și până jos în sudul țării, erau reprezentanți care stăteau la masă, s-au făcut toasturi, s-au închinat către rege, prefectul de atunci a ținut un toast pentru Nicolae Iorga, un eveniment frumos care te apare o fotografie de atunci. Informațiile pe aceste panouri vor începe de aici, de undeva.
cu heraldica municipiului Focșani, respectiv prima stemă, o știți, cea cu două țărâni care își dau mâna. De ce nu se continue cu aceste pe diverse clădiri pe strada mare? După care stema orașului din diverse O luăm la pas pe strada Unirii. Clădirile pe care ghidul nostru ni le arată în fotografii nu mai sunt. Totul este schimbat. Următorul popas a fost așteptat cu sufletul la gură de toți cei prezenți. A fost o surpriză. Pe strada Republicii, clădirea fostei prefecturi își deschide porțile pentru vizitatori, chiar dacă lucrările nu au fost finalizate. Emoție și încântare, două sentimente care ne-au cuprins în timp ce pășeam într-un spațiu în care focșănenii nu au mai avut acces de foarte mulți ani. Thank you.
Părăsim și acest imobil cu speranța că ne vom mai putea întoarce și îl vom putea revedea complet renovat. În timp ce gândurile se îndreptau către următorul obiectiv, afară ne așteaptă o altă surpriză. Membrii ansamblului folcloric Țara Vrancei din Focșani, îmbrăcați în straie strămoșești, au încins o horă. Poate am fi dansat alături de ei dacă regulile de distanțare socială impuse în această perioadă de pandemie nu ar fi existat. Ghidat al orașului a continuat cu Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia și Biserica Stamatinești. Dar municipiul Focșan cuprinde mult mai multe obiective ce merită vizitate, sau măcar să nu trecem indiferenți pe lângă ele. Focșan nu este doar un oraș, înseamnă istorie, înseamnă tradiții și mai mult decât atât, Focșan înseamnă acasă.